Cancerul pulmonar ucide de 3 ori mai mulți bărbați decât cancerul de prostată și de 3 ori mai multe femei decât cancerul de sân, având o rată de supraviețuire în România la 5 ani de 11%, mult mai mică față de oricare altă formă de cancer. La Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în peste 60% din cazuri, diagnosticul primar de cancer pulmonar a avut asociat și un diagnostic secundar de cancer, implicând prezența metastazelor. Practic, mai mult de jumătate din cazuri au ajuns în spital în ultimul stadiu de boală, atunci când posibilitățile terapeutice sunt extrem de limitate. Cum stăm în acest moment în ceea ce privește depistarea cancerului pulmonar? Foarte trist. Cancerul pulmonar, m-am uitat peste statistica anului trecut, am avut 1600 de servicii pentru pacienți cu cancer, iar la 66% din serviciile acordate, 66% din pacienți aveau stadiu 4 de cancer. Foarte mulți să ajungă în institut. Atunci când ajung în institut, au nevoie de diagnostic. Marea lor majoritate, avem foarte puțini pacienți care vin pentru tratament. Diagnosticul de cancer la momentul T0, să-l faci în stadiu 4, este o dramă pentru că ne arată minusurile majore pe care le avem în supravegherea pacientului la risc. Nu avem screening pentru cancerul pulmonar. Oamenii nu știu că dacă au cancer pulmonar și fumează de mai mult de 20 de ani și continuă sau nu continuă să fumeze, nici măcar nu contează, au nevoie peste 45 de ani să facă un examen CT cu doză mică de radiații pentru a face o evaluare corectă. Radiografia nu este un screening al cancerului pulmonar, nu te ajută, sunt zone care nu se văd oricât de bun radiolog ai fi. Sunt leziuni nodulare care cu siguranță scapă ochiului pe o radiografie pentru că avem indicația de monitorizare a nodurilor sub 8 mm. Dacă vorbim de un pacient fumător peste 45 de ani, peste 8 mm nodurile aceia trebuie să monitorizați, iar peste 2 cm riscul de cancer este mai mare de 50% atunci când depistăm un nodul mai mare de 2 cm în plămâne. Care este timpul minim pentru diagnosticarea unui cancer pulmonar în institut? Și aici avem probleme. Și nu vorbesc doar de institut. În acest moment, institutul nu are dotarea necesară pentru un diagnostic complet al cancerului. În acest moment, România nu permite diagnosticul corect al cancerului pulmonar conform reglementărilor internaționale. În ultimii ani, reglementările internaționale prevăd ca pacientul care are suspiciune de cancer sau are un cancer pulmonar diagnosticat să beneficieze de PET-CT pentru a depista toate metastazele, înainte de orice intervenție chirurgicală pentru o stadializare corectă. Pneumologul în acest moment nu poate recomanda PET-CT. PET-CT-ul este decontat de casă doar dacă pacientul este deja înregistrat ca și pacient cu cancer. Ori, de multe ori, ca să poți merge pe diagnostic, trebuie să faci anumite etape de evaluare în mod în concomitență. Pacientul vine la Marius Nasta, facem bronhoscopie, evaluare funcțională respiratorie, evaluare cardiologică, stabilim indicația sau nu de abordare chirurgicală, mai ales dacă avem nevoie de diagnostic și bronhoscopia nu poate să ofere prin localizarea pe care o are cancerul acest lucru, după care trebuie să-i facem screeningul metastazelor. Pentru asta, de regulă, trebuie să meargă într-un alt serviciu, pentru că avem nevoie de scintigrafii osoase, avem nevoie de PET-CT pentru unii pacienți și nu avem, avem nevoie de RMN, de consult neurologic. Sunt abordări, ca să nu mai vorbesc de faptul că avem un singur CT în Marius Nasta, iar programările sunt undeva la 4 săptămâni, iar un singur CT într-un institut care are peste 1600 de servicii pe an de pentru pacientul cu cancer, este insuficient. Și în aceste condiții, probabil că ați văzut Planul Național de Luptă împotriva cancerului, care spune că timpul de diagnosticare trebuie să fie mult mai scurt decât este Sunt în momentul de, de față. Ce se poate face? Că de la ce e pe hârtie până la fapte durează. Se pot face niște norme foarte bune, care să vizeze, în primul rând, posibilitatea de dotare a unităților medicale
care au secții de pneumologie cu aparate de diagnostic, adică măcar CT, să existe o modificare de legislație care să permită medicului pneumolog să facă un screening al pacientului cu cancer pentru ca oncologul să se ocupe strict de tratament. În acest moment avem nevoie de tratament, este, ca să spun așa, urgența majoră a momentului, dar noi nu trebuie să gândim acest plan de cancer ca pentru un moment de care să se refere la următorii 5 ani, ci ca pe un plan pe care România trebuie să-l aibă pentru următorii cel puțin 10 ani. Iar peste 10 ani mi-aș dori ca pacienții care ajung la Marius Nasta cu cancer stadiu 4 să fie sub 25%. Care ar fi mesajul pe care l-ați transmite în momentul de față românilor care află că s-au îmbolnăvit de cancer pulmonar vis-a-vis de supraviețuire, care știm că este sensibil mai mică decât în alte tipuri de cancer? S-au făcut progrese mari atunci când, în ultimii ani, dacă vorbim de cancerul pulmonar, însă pentru a putea beneficia de acea terapie țintită care este asigurată de statul român, trebuie ca diagnosticul să se facă mult mai rapid. Un ajutor ar fi, și nici nu știu dacă soluția este doar la ONG-uri, dar un ajutor ar fi colaborarea mult mai strânsă cu asociațiile de pacienți sau cu foști pacienți de cancer care reușesc să ajute și medicul și pacientul să navigheze prin acest labirint extrem de dificil. Diagnosticul de cancer pe care o persoană îl primește, indiferent câtă școală are, indiferent ce studii are, este un diagnostic care traumatizează, care blochează mintea. Mintea omului refuză să afle lucruri care nu-i plac și atunci, pur și simplu, eu stau de vorbă cu pacientul, iar pacientul meu, chiar dacă este cu mine și vrea să înțeleagă, mintea lui nu reușește să accepte diagnosticul și îl neagă. Sunt foarte multe astfel de situații. Și atunci, transmiterea unui astfel de informații trebuie să se facă într-o echipă în care psihologul are rolul lui, preotul are rolul lui, pentru că suntem o țară ortodoxă și e nevoie ca preotul să participe la astfel de momente, dar în acest moment avem un singur psiholog în Marius Nasta pentru că avem secție de tuberculoză, nu pentru că avem pacienți cu cancer. Este insuficient. Legislația permite acum angajarea lor. Da, e foarte bine, dar este nevoie ca toate legislații, exact de ce vă vorbeam, avem acum legislație pentru pacientul cu cancer care ne permite angajarea psihologului. Normativul de personal nu-ți permite, ca să nu mai spun de finanțare.